aflăm în Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino din Bușteni, deschisă în anul 2015. Aici găzduim pentru moment o minunată expoziție, cea mai mare din România de acest fel, Goya și Dalí Controversials. Este un omagiu adus celor doi titani ai artei spaniole, care au făcut istorie atât prin arta lor, cât și prin controversele strânite odată cu aceasta. De aici și ideea numelui. Expoziția cuprinde peste 100 de lucrări, litografii și gravuri realizate de Francisco de Goya, respectiv Salvador Dalí. S-a realizat această expoziție în colaborare cu Muzeul Național Bruckenthal din Sibiu, prin deosebita implicare a managerului muzeului, domnul Alexandru Constantin Chituță, și desigur prin implicarea deosebită a domnului colecționar George Șerban, care a dăruit această colecție pentru desfătarea privitorilor. Goya și Dalí sunt două personalități artistice spaniole pe care multe îi separă, dar multe îi și apropie. Curios, sunt aproximativ 160 de ani între nașterea, dar și decesul celor doi. Goya a trăit spre finalul secolului XVIII, început de secolul XIX și poate fi considerat părintele artei contemporane sau chiar pictor și gravor romantic. Spre deosebire de alți artiști, a fost un dublu personaj, atât pictor regal, cât și pictor al poporului. Dalí, pe de altă parte, a trăit în secolul XX, fiind cel mai provocator și revoluționar dintre artiștii epocii sale. Rebel încă din primii ani ai vieții, a fost chiar exmatriculat de la Școala de Arte din Madrid din motive disciplinare. Unde s-au întâlnit cei doi? Ei bine, atât Goya cât și Dalí s-au născut în aceeași țară, chiar dacă la peste un secol distanță, și au văzut-o în perioade grele de sărăcie, au fost martorii unei Spanii lovite de război sau de foamete, de tristețe. Spania lui Goya și Dalí este un mare corp bolnav. Seria Capriciile sau Los Capricios este prima dintre cele patru mari serii de gravură realizate de Goya. Reprezintă un set de 80 de tipărituri care combină tehnicile acvaforte și acvatintă, fiecare purtând un titlu ales de artist. Pentru a înțelege capriciile, trebuie plecat de la momentul lor. Goya suferise de o maladie care lăsase surd cu puțin timp înainte de a începe lucrul la această serie. Boala a reprezentat punctul de inflexiune în cariera sa și putem spune că de atunci s-a născut geniul lui Goya. De ce? Deoarece devenise mai retras, mai introspect și a căpătat o exprimare liberă și o nouă forță a imaginației. Începuse lupta cu propriile frici, proprii demoni, dublată fiind de ororile care se petreceau în jurul său. În această serie observăm cum idealul artei lui Goya devine urâtul. În expoziție sunt prezentate 32 dintre gravurile din seria Los Capricios. Fiecare lucrare din această serie are propriul său sens și este fascinant faptul că Goya le-a creat pe toate într-o perioadă foarte scurtă de timp din viața sa, între anii 1797 și 1799. Lucrările din această serie descriu societatea spaniolă într-un mod nemăgulitor. Prezintă defecte, anomalii ale societății, fiind, de fapt, o satiră la adresa acesteia. De-a lungul lucrărilor apar diverse teme, căsătoria, superstițiile, educația, iluzia dragostei, prostituția, ipocrizia, vrăjitoria și așa mai departe. Seria Capricilor conturează, practic, un întreg univers, o caricatură a unei Spanii decadente pe care Goya o condamnă cu violență și umor. Pe de altă parte, un al doilea aspect al capricilor este chiar aluzia la condiția umană derizorie și iremediabilă. Putem spune că Goya face procesul tuturor vicilor umane în numele virtuții. Chiar și până astăzi însă, capricile constituie o enigmă a istoriei artei. Dezastrele războiului sau Los Desastres de la Guerra este o serie de peste 80 de gravuri,
create pe parcursul a 10 ani. Cu toate acestea, Coia le-a văzut ca pe un singur corp de creații, adunându-le într-o singură serie. Războiul a lovit Spania în 1808, când Francisco de Goya era trecut deja de 60 de ani și era la apogeul carierei sale. Ei bine, aceste lucrări surprind răspunsurile lui Goya la răsturnările din 1808, la campania iberică a războaielor lui Napoleon Bonaparte și revoltele conaționalilor săi. Din nou, observăm un Goya care devine comentator a tot ce se întâmplă în jurul lui. Dacă urmărim cronologic lucrările, se observă cum artistul redă din ce în ce mai limpede brutalitatea fizică a conflictului, suferințele provocate și dezolarea umană. Dacă în primele gravuri pare să arate simpatie față de forțele și poporul spaniol, cu timpul, valoarea cauzei juste și distinția dintre părțile războiului pare să conteze din ce în ce mai puțin. Ca teme, în această serie se remarcă violența împotriva clerului catolic, reimpunerea forțelor gemene ale puterii religioase și politice represive. De asemenea, această serie include câteva imagini alegorice care reflectă în mod întunecat criza Spaniei postbelice. Acestea se bazează pe o imagine sumbră a supranațiunii, a agenților de putere și a conducătorilor ei. De exemplu, observăm demoni care stau la pândă în peisaje stâncoase, vulturi. În această serie vorbim practic despre o artă de viață și de moarte. De remarcat sunt și nuanțele de alb-negru din dezastrele războiului, care invită la comparații chiar cu fotografia de război și documentarea acesteia despre violență, durere și decăderea umanității. La Tauromachia sau Corida este titlul celei de-a treia serii, care cuprinde peste 30 de gravuri, semnată tot de Francisco de Goya. Și acestea rămân printre cele mai importante lucrări ale sale în acest mediu. La acea vreme, artistul avea între 60 și 70 de ani și se specializa în tehnica de gravură, fiind realizate între anii 1814 și 1816, în timpul unei pauze de la dezastrele războiului. Trebuie spus că Goya a fost întotdeauna pasionat de lupta cu taur, odată chiar îmbrăcându-se în ținutele tradiționale pentru un autoportret. Era de altfel departe de a fi singurul artist spaniol interesat de acest sport. Chiar și Pablo Picasso a produs o serie de lucrări bazate pe luptele cu tauri, la fel putem spune și despre un alt mare pictor spaniol care este prezent în această expoziție, și anume Salvador Dalí. Dalí, pictorul flamboyant, cu o evoluție spectaculoasă în mai multe domenii artistice, a trecut prin mai multe stiluri, pornind de la neoimpresionism, trecând la cubism, dadaism și afirmându-se în suprarealism. În expoziție sunt prezentate 5 lucrări de litografie realizate după opere celebre ale pictorului Salvador Dalí. Putem observa, de exemplu, Studiu pentru sângele mai dulce ca mierea, lucrare ce a fost considerată prima sa abordare suprarealistă. Alte 14 lucrări din această expoziție, semnate de Dalí, prezintă capriciile lui Goya reinterpretate de el și fac parte din seria realizată de Dalí în 1977. Curios, primul titlu al capriciilor lui Goya fusese Sueños, adică vise. Motivul vieții ca vis, după cum se știe, este tradițional în literatura spaniolă și va face mai târziu carieră în suprarealism, teritoriu unde s-a remarcat Dalí. La aproape 200 de ani după seria Capricii a artistului Francisco de Goya, Salvador Dalí revizitează această temă folosind tehnici mixte, precum heliogravura, pansești,
face adesea și intervenții de culoare și reușește să transforme această serie, pe care o propune ca pe o nouă colecție de bază. Se remarcă umorul puternic și erotismul pe care artistul le conferă lucrărilor. De asemenea, Dalí merge mai departe și se joacă, schimbând titlurile originale ale lucrărilor, îmbogățindu-le astfel sensul, adăugând de asemenea și câteva elemente tipice daliniene, ca de exemplu ceasul topit. Practic, Salvador Dalí metamorfozează întregul univers întunecat și sumbru al lui Goya și trimite privitorul într-o lume radical diferită, fără a pierde însă din vedere scopul final, acela de a ridiculiza canoanele societății. Această expoziție nu este despre frumos, despre a bine dispune. Pornind de la lucrările și temele artiștilor Goya și Dalí, această expoziție este un ecou al mesajelor celor doi, un semnal de alarmă pentru privitori asupra viciilor, erorilor și ororilor umane care pot avea loc dacă nu suntem atenți.